Ați fost în sala asta? Vorai prietenii mei? Uite-vă ea. Prima dată am venit aici. Aici e un loc istoric. Buta Aristel de ieri. Anume, în sala aceasta a avut loc prima ședință a Parlamentului Republicii Moldova. Busta Moldova, Moldova din prietenii, eu că Mihilis Toplan să fie așa. Și anume, în această sală a fost votată și semnată declarația de independență. Busta Onda, Moldova, Aici e o sală de ședință. Noi, de asemenea, reparații și vitale nu facem, da? Curățenie și vitale. Deci individul rămă la. Rând, rând, desigur. Am dat seara, am luat masănii acolo, să sunt masănii acolo. Facem condiționarea aerului și schimbăm sistemul de încălzire. A fost pregătit un design pentru... Noi l-am pregătit și noi l-am aprobat și eu. Eu unul o ne-am luat. Dar aici avem un subiect care vreau să-l discut. Acum că s-au făcut cercetările, aici situația este destul de gravă. Baza restrămoară de aplaudire, bunul altfel de chirie de rom și o chirie. Pentru că dacă peste 2-3 ani aici se va străca... Deci primul domn tot mandat temitor. Și primul ce fac? 8 și 8. Sau 10. 5 și 5. 10. Și nu o să tăiem brazii. O să avem și acces la fiecare. Bine, rugămintea e să nu tăiem arbor de rog. Tu faci ce sunt, îi scoatem, dar arbor îi lăsăm. Ok, așa știu. Spun declarații pe o parte și pentru echilibrarea, spun că și cuvintea domnului Ștefan cel Mare, ceva așa, nu luat motiv în partea asta, sau așa să fie încălcare. Sus aici ca sus, dar nu bine sus. Asta e sala de mânare distincțiilor de stat. Voi de vedeți că de mânare mea reprezentată. Am aici va fi și sala unde îți permiți să o reprezentare. Eu anume în această sală am primit prima distinție de stat a mea în anul 2008. Când este fix SNZ, asta am văzut în încăpare de metru de leoare. Și aici am depus jurământul în calitate de ministru în anul 2006 și 2008. Echipin altă de echipin stichizilor în noi, băca mă mărat, că imi intervenim vreo dacă e aceste scrie. Așa că sală istorică. Vrem din încăpare, care e făcut din urmă. Mai bine dilem să fie. Așa că tu ești... Mai bine dilem. Care e dofie, dar e mai bine. Și aici... Eu bu comple yıkılıyor parça.